Copilașilor, este ceasul cel de pe urmă. Și după cum ați auzit că va veni Antihrist, să știți că acum s-au ridicat mulți antihriști. Prin aceasta cunoaștem că este ceasul de pe urmă. Ei au ieșit din mijlocul nostru, însă nu erau dintre ai noștri. Căci dacă ar fi fost dintre ai noștri, ar fi rămas cu noi. Ci au ieșit ca să se arate că nu toți sunt dintre ai noștri. Însă voi ați primit ungerea din partea celui sfânt și știți orice lucru. V-am scris, nu că nu ați cunoaște adevărul, ci pentru că îl cunoașteți și știți că nicio minciună nu vine din adevăr. Cine este mincinosul, dacă nu cel care tăgăduiește că Iisus este Hristosul? Acela este Antihristul, care îl tăgăduiește pe Tatăl și pe Fiul. Oricine îl tăgăduiește pe Fiul, nu l-are pe Tatăl. Oricine îl mărturisește pe Fiul, îl are și pe Tatăl. Ce ați auzit de la început, aceea să rămână în voi. Dacă rămâne în voi ce ați auzit de la început, și voi veți rămâne în Fiul și în Tatăl. Iar promisiunea pe care ne-a făcut-o El este aceasta: viața veșnică. V-am scris aceste lucruri, avându-i în vedere pe cei care caută să vă rătăcească. Cât despre voi, ungerea pe care ați primit-o de la El rămâne în voi și n-aveți nevoie să vă învețe cineva, ci după cum ungerea Lui vă învață despre toate lucrurile și este adevărată și nu este o minciună, rămâneți în El, după cum v-a învățat ea.